Și acum vedeți câteva idei scurte, am încercat să le schițez. Germania după 1945 a făcut experiența unei renașteri economice fără precedent, pentru că vorbim de 4 decade consecutive de creștere a PIB-ului. Vreau să vă dau o singură cifră care e semnificativă în sine. În 1950, rata șomajului în Germania, la doar 5 ani după încheierea războiului, rata șomajului era de 11%. În 1962, sub leadership-ul unui alt creștin democrat, Konrad Adenauer, și sub influența politicilor promovate de Ludwig Erhard, în 1962 șomajul era de 0,7%. Deci există o legătură clară între reflecția doctrinară și politicile guvernamentale care pot conduce sau nu la succes sau la eșec.